Tot timpul, ultima impresie este extrem de importantă. Așa am încercat să facem ultima impresie în fața propriilor suporteri și în meciul cu ASEA Târgu Mureș, dar bineînțeles că și la Dinamo este un meci extrem de important pentru noi. După cum bine ai remarcat, este foarte importantă ultima impresie. Un sezon pentru noi foarte bun. Vrem să-l terminăm așa cum se cuvine. Va fi un meci, cred eu și sper din tot sufletul, frumos, între două echipe frumoase, două echipe care au crescut foarte mult în ultimul an, atât noi cât și Dinamo, și bineînțeles că sperăm să ne apropiem victoria. Tot timpul am mers cu gândul acesta la orice meci. Va fi mai greu, ținând cont de faptul că Dinamo luptă pentru locul 3, pentru viitorul e doar un meci de palmare, nu un aer. Normal că Dinamo dorește, dacă se poate, să urce pe podium, dar și pentru noi este un meci la fel de important. Nu avem nicio presiune, nu am avut nicio presiune în acest play-off și sperăm ca acest ultim meci să-l jucăm bine și să iasă, după cum v-am spus la început, un meci frumos cu goluri și sperăm să fim noi învingători la final. Chiar dacă avem câteva absențe foarte, foarte importante pentru noi, chiar dacă și mulți dintre juniori sunt angrenați și în semifinala și finala campionatului național și nu o să putem să-i folosim, tot timpul avem, ne uităm în curte și vom lua alți jucători, chiar dacă mult mai tineri vor face parte din lot și sperăm să unii dintre ei să și debuteze. De cei care vor juca joi în semifinală la 1-19 nu vor? Bineînțeles. Deci tineri precum Casab sau Dănuță nu vor face parte din lotul pentru meciul cu Dinamo. Veți vedea la momentul potrivit. În afară de cei trei accidentați din lotul obișnuit, da, pe care sunt suspendați sau accidentați? Rusul mai este suspendat. Rusul. Rusul, la două, nu? Da. În schimb, revine Marina. Revine Marina. Se putea mai mult sezonul acesta? Ne-am dorit mai mult. Din păcate, atât am reușit. Este o experiență foarte, foarte importantă pentru noi. Cred că am învățat din această experiență, atât jucătorii cât și noi, staful tehnic. Și sperăm ca campionatul care vine să ne întărim și să facem un joc și mai bun decât a fost în acest campionat, dar eu cred că, per total, a fost un an bun pentru noi, pentru viitor. În sezonul următor, viitorul se uită doar aici în țară sau anul cu un mai pentru transferul și peste hotare? Noi nu suntem un club și Gică, știți foarte bine că se uită peste tot și în celelalte campionate cunoaște foarte mulți jucători și jucătorii care se pliază pe jocul nostru și pe care putem să-i abordăm vor fi tot timpul o soluție pentru noi. Sperăm să facem o campanie de transferuri care să ne ajute să fim iar la anul acolo sus în top, în primele șase și de ce nu să ne clasăm și mai bine. Simți așa o presiune că în cazul în care Hagi va accepta oferta din străinătate, ești principalul candidat? Eu sincer să vă spun, n-aș putea să intru într-un subiect ca asta pentru că Gică știe ce o să facă, nu știm deocamdată dacă o să dea curs unei oferte din străinătate sau nu. Și până nu se întâmplă treaba asta, n-am nicio presiune, vă dați seama că nu știu ce să se întâmple. Dar sincer, ai dorit să rămână la viitor, dacă se întâmplă să plece antrenor sau să te duci în staff lui, nu știu, la Galatasaray, la Rubin? Păi asta vă spuneam mai devreme, depinde de ce vrea Gică Hagi. Nu, tu ce te-ai dorit? Depinde ce vrea Gică Hagi. Asta o să-mi doresc, vă dați seama. Dar nu pot să vă spun acum. Sunt niște discuții pe dacă ar fi, ce ți-ai dori. Mie îmi place atunci când va lua Gică decizia dacă va pleca sau va rămâne, atunci o să fie discuțiile și el știe cel mai bine. Dar nu știu deocamdată să vă spun clar dacă el va rămâne sau va pleca. Cum vedeți propunerea Stelei pentru Răzvan Marin și Tănase ca împrumut?
Păi eu cred că răspunsul l-a dat Gică în conferința trecută pe care am văzut-o și eu și am spus că nu crede că este interesat de un împrumut. Normal, sunt doi jucători extrem de buni, extrem de importanți, care pot face față la Steaua. Sunt jucători tineri. Din câte am văzut în ultimul timp, ofertele care au venit pe adresa Stelei au venit pentru jucători tineri, cum este Stanciu, nu? Așa că domnul Gigi Becali am văzut că își dorește tineri. Plus că e obligatoriu să ai un tânăr în campionat. Mai ales că începem și altfel campionatul, nu? Toată lumea se le gândește la jucători tineri. Este un lucru bun.